Salut și bine ați revenit! În episodul de față descompunem contabil smartphone-ul celor de la Google. Apoi, ca să rămânem în ton cu numele de patiserie pe care aceiași tocilari de la Google îl dau diferitelor versiuni de Android, în partea a doua vorbim despre ceva dulce. O ciocolată de data aceasta. Ca de obicei, înainte să-mi încep expunerea, te rog eu dulce să dai un like, un share și un subscribe la canalul nostru de YouTube. Să începem! În 2010, Google a lansat Nexus One, primul său smartphone, construit în colaborare cu chinezii de la HTC. A urmat apoi mai multe versiuni sub titulatura de Nexus, precum și câteva tablete. În 2014, Google a aruncat pe piață Nexus 6, un telefon ce se baza pe tehnologia din Motorola X. Smartphone-ul a fost o surpriză neplăcută pentru fanii Nexus, în special din cauza prețului neașteptat de mare, de $649. Deocamdată, seria Nexus pare să se fi oprit la modelul 6P, fratele mai mare al lui Nexus 6. Varianta 6P trebuia, teoretic, să fie baza pentru următoarele modele ce urmau să iasă din mințile luminate ale înțelepților de la Google. Semnele erau încurajatoare, mai ales că Huawei, partenerul care producea telefonul pentru Google, începea să aibă vânzări din ce în ce mai bune. E drept că Google a mai umblat prin oraș până să vină la chinezii ăștia. De pildă, a mai colaborat cu coreenii de la LG, pentru producția de telefoane, evident. Ori treaba asta cu schimbatul partenerilor de la an la an n-a fost o idee bună, ori numele n-a fost prea inspirat, cert este că în 2016 Google a renunțat la numele de Nexus și a lansat Google Pixel și Pixel XL. Cele două telefoane au fost primite de public cu suficient interes, așa că în 2017 aparatele au mai primit câte un update și noile modele s-au ales cu câte un 2 în coada numelui. În plus, Google a mai lansat o grămadă de alte device-uri, care mai de care mai interesante, dar despre ele într-un material viitor. Astăzi ne ocupăm de smartphone-ul ăla mare, adică de Google Pixel XL. Cu un preț final de $769, producția lui Pixel îi costă pe investitorii de la Google doar $285 pe unitate. Ecranul AMOLED de 5.55 cumpărat de la Samsung trage la cântar fix $58. Alți $50 costă procesorul Qualcomm Snapdragon 821. Memoriile RAM și NAND mai costă și ele alți $26.5 din costul de producție care era, ții minte, $285. Mai avem de spart $150.5, dar stai fără grijă că nu-i luăm acasă, mai sunt componente de adăugat. Google Pixel XL mai are în dotare o cameră frontală de 8 megapixel și una dorsală de 12, care costă împreună aproximativ $17.5. Te așteptai la mai mult, nu? Ei bine, inginerii de la Google s-au gândit că mai bine investesc ceva mai mult în sticla ce protejează telefonul, adică au pus preț mai mare pe rezistență decât pe calitatea selfie-urilor și a pozelor cu pisici ori cu prăjituri. Altfel, nu-mi explic cum de-au cheltuit pe două camere mai puțin de $20, iar pe sticla Gorilla Glass 4 au zvârlit cu nonșalanță $35. Să nu crezi că mi-am tras eu restul de bani. Asamblarea unui Pixel XL mai costă $7.75, iar ce dolari au mai rămas nefolosiți se duc pe celelalte componente și pe accesorii. Anul acesta, odată cu lansarea generației a doua de telefoane sub titulatura Pixel, Google a mai ieșit pe piață cu o grămadă de alte noi produse, toate sub același brand. Două noi variante pentru Google Home, o cameră de acțiune numită Clips, o cască pentru realitate virtuală numită Daydream View, un laptop și preferatele mele, căștile Google Pixel Buds. Acestea din urmă concurente directe pentru Apple AirPods. Mai exact, Google Doodle a creat câte o contraofertă pentru majoritatea produselor care prezintă interes. La conferința de prezentare, băieții și fetele de la Google nici măcar nu s-au sfiat să își ia în râs concurenții, mai ales pe cei de la Apple. Remarca mea preferată a fost aceea că ei oferă un telefon cu două variante de dimensiuni pentru ecran, dar cu aceleași funcții, făcând referire directă la iPhone 8 și iPhone 8 Plus. Feel free to choose whichever size Pixel you prefer. Because you'll get the same great experience on both. We don't set aside better features for the larger device. Gata cu telefoanele. Ai fost cu minte și m-ai ascultat până acum, deci meriți desertul care vine. Un amestec de cacao, zahăr, uneori lapte și arome specifice, combinate și apoi ambalate în staniol de marmota din Alpi. Aceasta este, pe scurt, rețeta celui mai popular răsfăț culinar din universul cunoscut. Fără el n-ar avea nici gust, nici farmec, multe bunătăți, printre care înghețata, pralinele, prăjiturile de casă
shake-urile și tot soiul de combinații ce ne fac viața mai dulce și mai frumoasă. Prin 1502, în cea de-a patra sa călătorie în lumea nouă, Cristofor Columb era foarte uimit să descopere că localnicii puneau mare preț pe niște boabe ca migdalele, dar amare ca fierea. Conquistadorul Hernán Cortés nota uimit că atunci când scapă o boabă din alea pe jos, astecii se pun în genunchi și o caută de parcă ar fi pierdut un ochi. Spaniolii au rămas la fel de uimiți când au văzut că la curtea lui Montezuma al doilea, băutura preparată din aceste migdale amare era servită cu mare fast ultimului conducător al Imperiului Aztec. Boabele alea se numeau cacaua, în limba localnicilor. De prin 1900 înaintea erei noastre, astecii prețeau calitățile afrodisiace sau de dregere după chefuri crunte. Inițial, europenii de acasă au strâmbat din nas când au pus gura pe cacaua atlă, adică băutura din cacao. Totul s-a schimbat însă când în altele fețe regale și imperiale de pe bătrânul continent au poruncit să se adauge zahăr, miere și lapte în combinație. Din acel moment, Europa era cucerită de ciocolată precum America era cucerită de conquistadori. Încet, timid, ciocolata și-a făcut loc în cultura noastră și acum a devenit inseparabilă de sărbători precum Moș Nicolae sau Moș Crăciun. Pentru toată lumea, nu doar pentru aristocrați. Ești curios cât costă să obții un kilogram de ciocolată? În cazul în care vrei să te apuci de cofetărie, uite câteva informații prețioase. O fabrică de nivel mediu cheltuie pentru 50 de kilograme de ciocolată între 80 și 100 de mii de dolari. Asta include plata angajaților, a ingredientelor, precum și restul cheltuielilor aferente. De ce nu avem un preț fix pentru produsul final? În primul rând, materia de bază, cacao, are prețuri diferite în funcție de calitate. De exemplu, cea mai de sărăcie cacao neprocesată se vinde cu 3 dolari kilul, în timp ce una extra fină, dar tot neprocesată, se vinde cu 12. Varianta neprocesată și extra fină se vinde cu prețuri cuprinse între 16 și 30 de dolari kilogramul. Să luăm acum o tabletă de ciocolată, să o împărțim în tradiționalele pătrățele care reprezintă prețul de retail fracționat pe procente, iar apoi să vedem cine și cât ia. Iar procentele se împart cam așa. 3% din prețul final iau fermierii care adună boabele, 5% se duc pe taxe și la intermediare care cumpără boabele direct, iar 7% mai costă procesarea boabelor. 20% din totalul prețului final intră în producție, 12% merg la transport și depozitare și alte 10% se cheltuie pe marketing. Cel mai mare procent îl încasează magazinele care vând ciocolata. Gata și cu lista mea. Sper că te-am îndulcit și de data asta. Ne vedem data viitoare. Pa!